Deocamdată asta a fost la viza medicală, mai are de făcut niște teste. Încă nu este nimic semnat, din câte știu eu. Iată. Când va fi totul, eu știu, până când nu este semnat contractul, nu putem să spunem că este jucătorul nostru. Este un jucător pe care noi ni l-am dorit, a venit, dar... Venit din Liga a doua. Da. Da. Așadar, vorbeam de Sombe, care vine de la Cretei. Interesant, nu-l vede un meci cu Steaua, evident, dar este unul dintre atacanții masivi, nu vreau să spun, nu e nimic ironic în asta, pentru că e un jucător de 1,86 m care vine la Dinamo. Tu l-ai văzut un pic, așa, cum se prezintă? L-am urmărit câteva secvențe. S-a părut un jucător interesant. Dar la un antrenament, la o mișcare, nu l-ai văzut? Nu, pentru că el a sosit de-abia ieri seară. Azi dimineața a fost la viza medicală și nu am avut. Probabil mâine seara să-l văd și eu la antrenament. Da. Interesant, pentru că Dinamo are nevoie în continuare, nu? De un vârf, fără niciun fel de discuție. Sigur. Chiar dacă Neuer, bun, pare că nu e un jucător rău. Ai nevoie de un lot competitiv, să duci lupta pe mai multe fronturi și eu știu, în față chiar aveam nevoie de încă un atacant. Da. Să vedem cât e de bun, pentru că Andrei Miciaiadnic a spus-o, chiar încercăm să aducem mulți oameni, dar puțin acceptă să vină în condițiile pe care noi le putem oferi. Este o realitate, așa este. Așa cum spune Miciaiadnic, evident. Da, situația, dar tocmai de asta, în situația asta, trebuie să ai un departament de scouting bun. Pentru că în situația asta nu-ți permiți să faci greșeli, așa cum mie mi se pare a fi fost cu Van Haren. Poate cu Starokin, care... Aici, hai să spunem, să mai avem puțin răbdare, să spunem, da? Da, practic, totuși, e vorba de Dinamo. Adică aici ar trebui să fie ceva mai... puțin mai profi, chiar dacă clubul este în situația în care se află acum, parcă e prea puțin așa, numai după DVD-uri să iei, mai e și tot felul de opreliști în sume de transfer, nu știu, și în situația asta, parcă e mai bine să, decât să te duci așa la ghici, la DVD sau așa, parcă e mai bine să te folosești de ce ai în propria ogradă, să crești mult mai bine, mai ales că există încă o dată spune, există valoare multă în centru de copii junior Dinamo. Ok, dar acum la ideea asta, la nivelul de vârf, pur și simplu un jucător pe care să poată să-l pună repede pe teren, mi-e teamă că, nu știu, n-aveți ceva imediat aici. Poate pe altă posturi, da. Un compartiment în care chiar avem nevoie de... Aici, de jucători. Dar Redic îl cunoaște pe Sombe sau l-a văzut, normal. Jucătorul a venit, eu știu... la recomandarea lui Nemircea, domnului președinte din Gheorghe, e clar că în mare parte îl cunosc pe jucător. Da, e un tip care încearcă să-și relanseze cariera, evident, la 27 de ani, într-un fel sau altul, care am cercetat un pic, n-a avut un extraordinar de mare succes pe unde a trecut, iarăși un semn de întrebare. Unicul meci care dezbină orice colț de țară, dar ne unește în iubirea pentru fotbal. România, cu cine ții? Steaua Dinamo. Duminică de la 21, în direct și gratuit pe Digi Sport.